Fiți binecuvântați și iubiți de Domnul. Dar odată ce ne simțim iubiți și binecuvântați de Dumnezeu, să putem avea puterea, dimensiunea aceasta divină, să iubim și să-L acceptăm pe celălalt de lângă noi, așa cum este. Amin. Uitați că inevitabilul s-a produs, mă gândeam de uneori,
cum ar fi să fiu răgușit sau răcit și să trebuiască să cânt la nai. Cum o inspira eu aer și ce va ieși din piesa aceea. Și tocmai în această după-amiază, aici la dumneavoastră, s-a întâmplat lucrul acesta. Sunt în ultima fază a vindecării unei răceli din cauza unei neatenții. Da, dar dacă vreți să auziți această piesă clar, corect și fără greșeală, cred că mai sunt câteva CD-uri afară la ieșire. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt aici, în mijlocul dumneavoastră și în viață. Pentru că, conform teoriilor existențialiste și a multor medici și dătători cu părerea, normal, nu ar mai fi trebuit să trăiesc. Dar acolo unde Dumnezeu, cum se spune, scrie viață, unde spune stop morții, omul nu mai poate să spună nimic. Iar acolo unde omul spune multe și nu se întâmplă nimic, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Da, slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Nu mă deranjează, nu mă stresează, nu sunt frustrat, sunt perfect mulțumit și mulțumitor și îndatorat lui Dumnezeu pentru că trăiesc. Chiar dacă stau pe aceste picioare moarte, chiar dacă sunt compus din două părți, parte mecanică a corpului și parte fizică, chiar că dacă după ce ajung acasă sau acolo unde sunt cazat jumătate de trup, îl dezmembrez, pleacă într-o parte și cealaltă se târie pe jos, sunt extrem de mulțumit pentru că în ziua aceea mă voi întâlni cu veșnicia. Este bucuria care îmi dă forță în urma făgăduințelor lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură să merg mai departe în fiecare zi. Am intitulat mărturia din după-amiaza aceasta Viață în pustie. Sigur, mă refer la 1 Împărați, capitolul 19, la experiența lui Ilie, unde mă găsesc și mă regăsesc din abundență aici și nu numai. E adevărat că fiecare a avut, are pustia și enupărul său. Uneori ne simțim atât de copleșiți de probleme, de evenimentele vieții. Auzim un diagnostic urât. Auzim o veste, vezi că fiul tău nu mai vine, s-a întâmplat un accident, îți bate poliția la ușă, sunteți cu tare, da, fiul dumneavoastră nu mai trăiește sau i s-a întâmplat un lucru crun. Intrăm într-această pustie. Vrem să nu mai existăm, parcă ne dorim să murim, parcă într-o clipă, cum a făcut Ilie, în capitolul 18, dimineață, era sus, pe munte, în vârful credinței, pe Carmel, și a doua zi, la vale, în capitolul 19, fugea. De cine fugea Ilie? De o veste. A căzut sub un erupăr, obosit și dorea să moară. Avem și noi pustia noastră. Avem și noi enupărul nostru, iubiții mei. Ne simțim copleșiți de evenimente, ne simțim vinovați, ne simțim trădați, am păcătuit, am greșit și fugim în mintea noastră. Poate nu mai venim la biserică, poate nu mai vrem să dăm ochii cu cel căruia am greșit. Putem fugi, dar de Dumnezeu nu putem fugi. Și știți care este minunea cea mai mare din acest univers? Este o inimă salvată, o inimă transformată. Nu neapărat că nu mi-a dat Dumnezeu mâna și ambele picioarele înapoi, în urma multor rugăciuni. Nu i le-am cerut, nu m-am interesat. M-a interesat să-mi dea putere, să experimentez textul, expresia aceea lui Dumnezeu pe care a spus-o lui Pavel când l-a rugat de trei ori să ia țepușul. Nu, ți-l iau, ci harul meu, în puterea, în slăbiciunea ta, vreau să-l fac desăvârșit. Vreau să mă vezi în fiecare zi cum lucrez în viața ta. Da, și știți care este minunea? Pentru că Dumnezeu nu renunță la noi. Indiferent unde ai fugi și indiferent cât ai păcătuit, indiferent chiar dacă îți dorești moartea să nu mai existe, un lucru cel mai groaznic de pe acest pământ, Dumnezeu te caută personal în pustie. Dumnezeu este pe urmele tale așa cum a fost pe urma mea și o să vedeți cum. Când mă așteptam ca Dumnezeu să mă trăznească ce aveam în minte, mă rugam lui Dumnezeu și am spus, destul, Doamne, nu mai pot rezista, am ajuns la capătul răbdărilor, nu mai pot îndura, nu mai pot să merg o zi mai departe, și mă așteptam ca Dumnezeu să mă pedepsească, să mă ia de guler și să-mi țină morală. Dumnezeu s-a făcut că nu aude, exact ca și în cazul lui Ilie, m-a căutat sub acele nupări și mi-a vorbit într-un mod personal să nu mă tem,
Doar să cred, nu mi-a explicat ce și cum, are un plan și o misiune cu viața mea. Dumnezeu te caută, este pe urmele tale. Parcă a lăsat tot cerul și m-a căutat. Nu simțiți uneori cum lasă tot cerul și este în pustia minții, a suferinței noastre, pe urmele noastre și ne aduce hrană, ne aduce apă, da? Acolo când se află punctul zero al suferinței umane, când noi nu mai putem merge mai departe, intervine Dumnezeu. Ne salvează de acele nopări, ne salvează de noi și ne spune acum, te întorci ei de la capăt pentru că ai o misiune. Și Ilie a avut 3 misiuni de îndeplinit. Una, să lungă pe Azazel ca împărat al Siriei, apoi pe celălalt ca împărat al lui Israel și să lungă pe Elisei în locul său ca proroc. Mai avea o misiune de îndeplinit. Dumnezeu nu renunță la noi. Are o misiune cu viața fiecăruia dintre noi. Doar trebuie să fim puțin atenți și să-L întrebăm pe Dumnezeu despre ce este vorba. Pustia aceasta despre care vă vorbesc și în care Dumnezeu m-a căutat în tot timpul, am fost, zic eu, până la aproape 20 de ani. Pustia a început de când m-am născut, de fapt din pântecele mamei mele. Am fost unul dintre copiii nedoriți al mamei. Suntem 5 frați la părinți. Am prins perioada aceea cruntă a anilor 68 prin acel decret în care conducătorul țării a interzis avorturile. Deseori am auzit-o pe mama mea, expresii crunte, urâte la adresa copiilor. Să nu vă mai văd, mor și nu mai scap de voi. Of, of în sus, of în jos, zi de zi. Și n-am înțeles de ce. Și copilul din viața intrauterină, dacă nu este dorit, simte lucrul acesta. Iată că am ajuns și afară, în mediul social. Aici, această nedorință a părinților a continuat. Și a continuat în formă fizică. Bătăi, abuzuri, scandaluri, pentru că ei se certau între ei, ei nu se puteau iubi, nu se puteau accepta unul pe celălalt, până într-o zi când familia s-a rupt, au rupt-o, iar cei 5 copii i-au abandonat la casele de copii. 2 băieți la casa de băieți și fetele la casa de fete. Luat de mânuță de către unul dintre părinți, târât o jumătate de zi schimbând 2 trenuri și un autobuz, am ajuns obosit și lehnit de foame într-acea casă de copii. Nu știam ce se întâmplă, simțeam cum inima îmi bate cu putere și că se întâmplă ceva urât. Am fost împins într-o clasă, ușa s-a închis și părintele a plecat. Copii, știți ce sentiment este? Când nu mai ai pe nimeni, așa cum era mama, dar era acolo, mă uitam la ea de micuț. Pentru că copilul aici se naște, aici se creează și noi totdeauna vrem să fim la înălțime, așa ne-a creat Dumnezeu. Când are un an, doi, dacă îl țineți aici, îl ținem lângă noi, el tot se uită sus și vrea sus, scâncește să fie sus. Și deodată am fost jos, am fost abandonat, nu mai corespund, nu mai ai nimeni în brațe. Așa cum era mama, dar și tata era al meu, era acolo, era ceva decât nimic. Și acum să fiu într-o clădire cu 280 de copii, 280 de băieți, numai băieți, abandonat, împins, fără să mai corespund în viața nimănui. Mulțumesc frumos! Am început să plâng. 2 săptămâni mi-a trebuit să mă pun la punct prin bătăi și acțiuni violente să mă liniștească, să ajung un sfânt ca toți ceilalți. Nu mă doreau bătăile lor, nici pe mine, nici pe colegi, dar lipsa abandonului. Faptul că am fost abandonați, lipsa părinților, de ce suntem aici? Vă dau doar un exemplu și trec mai departe. Fiecare profesor, educator, învățător avea metoda lui să ne bată. Noi nu eram copii obraznici cum ne credeau ei, noi eram doar niște copii lipsiți de dragoste, de protecție, de afecțiune. Ce vreau să înțelegeți prin lucrul acesta? Iubiți-i și respectați-i pe părinții voștri. Ei depun efortul, vă spun eu că discut și cu unii și cu alții. În subteran, fără ca voi să știți, ca să aveți de toate și mai mult decât trebuie. Numai ei știu câte eforturi depun. Și dacă tot o ținem dintr-o stare de nemulțumire, într-o stare de nemulțumire și vreau un lucru și după ce l-am vreau celălalt, asta este o iluzie. Niciodată nu există un stop, o barieră unde spun acum sunt mulțumit, există un capăt și stau liniștit. Nu! Nu există acel. Că întotdeauna cineva va avea lucruri mai frumos decât tine, întotdeauna cineva va fi mai frumos ca tine, întotdeauna cineva va cânta mai frumos ca tine, întotdeauna cineva va avea casă mai frumoasă ca tine și vei fi într-o competiție lipsită de sens. În loc să ne bucurăm de viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de noi înșine, de familie, de biserică, de mântuire și de întâlnirea cu Dumnezeu.
și pierdem esențialul vieții. Și odată ajungem pe la jumătatea vieții și zicem, ce am făcut? Eu mă bucur pe aceste picioare moarte, zâmbesc, le dau cu jos, fără să mă mai gândesc la ele, știind că am o viață aici pe care mi-a dat-o Dumnezeu și am o viață viitoare. Dacă într-o zi am plecat de la casa de copii să-mi vizitez bunica, m-am rătăcit prin autobuzul acelea, m-a prins seara, se întunecase, m-a găsit șoferul autobuzului printre scaune, m-am apărat, ăsta era instinctul nostru. Și când m-a întrebat, a cui ești? Deși aveam aici un număr matricol, cusut bine, CC2 numărul 2, casa de copii numărul 2. Nu am pe nimeni, am spus, sunt de la cămin. M-a luat de mânuță și m-a dus la cămin. Astăzi am o casă. De aici, din state, mă duc acasă. Mă duc la soția mea, mă duc la băieții mei. Am unde să mă duc, nu mai sunt singur. Mi-e dor de ei. Dacă n-ar fi mijloacele astea de comunicare, probabil mi-ar fi și mai greu. Am o casă cerească. Dincolo de acest pământ știu unde mă duc. Și cum vă spuneam, eram copii doritori de dragoste, de afecțiune. Cel mai mic îl bătea pe cel mai mare. Cel mai mare stăpânea asupra celui mai slab. Se întâmplau lucruri groaznice acolo. Și ne vorbeam între noi, nu ne băteau maltratările lor, ci durerea că suntem mai nimănui. Dacă ne bătea și curgea sânge, nu se oprea nimeni, nu era nimănui. Până și să plângi se era interzis. Te ridici, te ștergi, te prefaci că nu s-a întâmplat nimic, iar dacă te întreabă cineva, spui că ai căzut de pescăre, ai auzit? Nu pârăști. Dacă pârai, tot căminul știai că ești pârâcioș și cum treceai pe lângă cineva, îți aplica două, trei castane să te învețe minte. Dacă rădeai, de ce râzi? De ce râzi, Părnău? De ce râzi, Ionescule? De ce râzi, Popescule? Nici lucrul acesta nu era îngăduit. Nu ne era permis să plângem, să râdem. Așa am crescut la casa de copii și uneori mai fugeam de la casa de copii la bunica, cum v-am spus, numai că bunica avea o soră credincioasă, pentecostală. Și am văzut felul ei de trăire și am fost atent o vară întreagă, cum se manifesta și mi-a plăcut. Am prins de la ea firicelele credinței și cu aceste lucruri mă întorceam la cămin. Și speram ca într-o zi să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și am plecat de la casa de copii după 6 ani, am ajuns în Timișoara. În Timișoara m-am gândit că o să mă aștept o viață frumoasă, o viață bogată. Dar ceea ce mi-a rămas în inimă de la acea mătușă, mi-a rămas pentru totdeauna. În Timișoara, când am ajuns, primul lucru am căutat casele de adunare și le frecventam. Asta a fost singura mângâiere. Pustia s-a adâncit și mai tare. Ce se întâmplase? Mama venise cu un an înainte să ajungem noi în Timișoara. Își găsise doar un serviciu ca muncitor necalificat, orașele erau închise, știți dumneavoastră cei care sunt mai în vârstă, cum era anii 80, fără flotant, fără buletin de oraș, a riscat să ne ia pe toți de la cămin, să ne aducă acolo, crezând că îi dau o locuință. Nu, am stat pe străzi și prin foarte multe case părăsite. Am numărat odată cât mi-am amintit eu, 20 dintre ele, în diferite zone. Erau niște case părăsite de etnici germani, 2-3 luni până urmau să demolez, să construiască un bloc, noi acolo stăteam, fără apă, fără gaze, fără curent, fără nimic. Lumina ne procuram de la lumânările pe care le smulgeam din cimitir. Făceam curând, în seara te duci tu, mâine seara pleacă celălalt. Dacă tu, unul dintre frații mei mergea după lumânări, ceilalți mergeau pe la șantier noaptea și căutam resturi, bucăți de lemne, să avem a doua zi să gătim. Dacă nu mergeam după lemne, umblam pe la alte case părăsite, să plăm o hăinuță, un pantalonaș, să găsim un dulap mai bun decât al nostru. Și am zis, Doamne, dar asta este Timișoara? Asta este Canaanul? Am plecat de la un rău la și mai rău? Bun, n-am avut copilărie, acum n-am nici adolescență. Cum ne găseau autoritățile afară? Ne scoteau. Poate vă vine greu să vă imaginați astăzi, acum și aici. Dar nu odată am fost... Lucrurile ne-au fost aruncate din apartamentul respectiv în curte sau în stradă. Plecau și ne descurcam. Și în disperare căutam altă locuință. Și nu odată am plecat la școală la ora 7 și până la ore 12 când ne-am întors, nu mai era casă în picioare, nu mai era. Toate la un morman de cărămizi, excavatoare, buldozele încărcau. Și lucrurile le recuperam printre cărămizi. Cine este din Timișoara? Pe strada Bicaz, n-am să uit niciodată, pe Petre Ispere s-a întâmplat lucrul acesta, în piața Traian. Dintre cărămizi ne-am luat lucrurile și ne-am mutat
două străzi mai încolo, pe strada Bicaz, am denumit-o strada Necaz. După două săptămâni ne-au găsit și acolo, două luni. Le-am scos toate lucrurile afară în curte. Atunci am stat cel mai mult sub cerul liber, două săptămâni. Mâncam din mila vecinilor, am acoperit lucrurile cu nailoane, cum se spune asta în engleză? Nu? Da? Și zic, ce care va fi? Ce se întâmplă? Până unde, Doamne, până când? Dar joi mergeam la biserică, duminică mergeam la biserică. Mă așezam primul și așeam ultimul din bancă. Aveam 14 ani, 13 ani, 15 ani. Căutam, pentru că mătușa aceea a pus în inima mea gândul veșniciei, dar nu l-am înțeles, dorința aceasta. Să înțeleg planul de mântuire. Plăcea atmosfera, închinarea. Nu l-am respins pe Dumnezeu pentru că eu eram sărac, pentru că eu nu aveam nicio prietenă, pentru că eu nu aveam niciun telefon mobil de ultimă oră, pentru că eu nu aveam nicio mașină bună, pentru că eu nu aveam ce să mănânc, pentru că eu nu aveam și nu aveam. Nu! Nu eram supărat. Mergeam doar atât. De ce intram primul și ieșeam ultimul? Tot primul, să nu mă vadă nimeni. Mi-era rușine până și de mine însă. Și așteptam să împlinesc 18 ani, să fac un pașaport și să plec. Și mă rugam lui Dumnezeu să mă ajute, să mă apropii, să-L cunosc. Nu mi-aduc aminte să mă fi rugat să mă scape de sărăcie. Mama ne și bătea. Postiți, rugați-vă, să ne dea Dumnezeu casă, locuință. Și spunea, mamă, dar oricum postim că n-avem ce să mâncăm. Ce să faci cu un salariu de 1200 de lei la 6 persoane? Oricum posteam. Veneam uneori acasă, lăsam ghiozdănelul, dar mă întrebam drum spre școală, mai găsesc casa în picioare sau nu mai găsesc? E încuiată, sigilată de autorități sau nu? Asta era spaima spre casă. Și noi îmi doream atât de mult să merg la nesfârșit, să nu mă mai întorc, să nu ajung la casă. Și mă întrebam, Doamne, cât mai durează? Și a venit Revoluția, am primit un apartament, i-am mulțumit lui Dumnezeu, cu atâta bucurie am pedalat pe o amărâtă de bicicletă să ajung până în acea zonă, în Freidorf, unde este liceul auto. N-am mai contact, la periferie, tot. Știți cum este? Când cauți din gunoi, când cauți pe stradă să mănânci și îți dă unul o mâncare care e de 3 zile, spui să rămână, Doamne, nu mai faci pretenții. Și nu înțeleg pe unii care au făcut cândva baie într-un ocean, ajung să se scalde într-un lighean, iubiții mei. Trec de la binecuvântările lui Dumnezeu la binecuvântările pământești. Se pierd pe ei, își pierd viața veșnică, se pericritează familia, relația, totul se încurcă. Ai făcut baie într-un ocean. Ai fost cândva lui Dumnezeu în brațele sale. Cum ai ajuns, iubitul meu, frate, într-un lighean să te bălăcești acolo? Revino-ți, ridică-te și mergi mai departe, du-te înapoi spre oceanul lui Dumnezeu care te așteaptă. Acolo e libertate, acolo e pace, acolo este liniște. Și am pedalat, nu aveam atâta energie, am ajuns cu bucurie, am lăsat trântit bicicleta în fața casei, blocul, am intrat în apartament. Știi ce am făcut primul lucru? Am apăsat repede întrerupătoarele. Lumina, s-a prins lumina. Am scăpat de stres și de rușine să mai duc în cimitir. Teamă nu ne mai era, sunt tot felul de glume cu un cimitir, nu mai contau pentru noi. Am dat drumul la robinet, apă caldă, apă rece, încălzește cu ligheanul, foc, cară apă de la câteva străzi distanță. Zic, acum, Doamne, am scăpat. Dar ce fac? Am rămas cu 8 clase. Am vrut să învăț. N-am știut de unde. Am plecat de la cămin cu un soi de semi-analfabetism, adică citești și nu înțelegi. Nu pricepeam noțiuni abstracte. Mintea mea era îngustă, era limitată, nu pricepeam. După ce am ajuns în Timișoara de la cămin, nu știam ce să fac cu libertatea. Eram singur pe stradă și la școală și nu venea să cred. Mi-era teamă. Și acum zic, dar ce fac 8 clase? N-am știut de unde să învăț, unde să mă duc să dau la liceu. Ce fac, Doamne? M-am dus și m-am angajat pe șantier. Mama a semnat pentru mine că sunt minor și trăgeam la roabă, la saci, la mortar, zi de zi, de dimineață până seara. Și spuneam, Doamne, ajută-mă să împlinesc 18 ani. Să-mi fac un pașaport, să plec într-o țară străină, să-mi fac un viitor. Dar n-am știut ceea ce urma să se întâmple. Numai că, la scurtă vreme, pe 23 august, o zi de duminică, la orele astea, eram în sală, chiar la orele astea, eram în sala de operație. Dimineață fusesem la biserică. După amiază, am ieșit din apartament, i-am spus mamei, mă duc să-mi vizitez frații. Ea a insistat să nu mă duc, este târziu,
să mă întorc. Eu totuși m-am pornit spre tramvai. Am ajuns în stație, tramvaiul avea ușile deschise, am pus piciorul drept pe prima treaptă, am pus stângul și în acel moment a pornit brusc de pe loc, s-a produs o smuncitură. M-am speriat, m-am prins cu mâna de bară, în acel moment ușile s-au închis, a pornit cu demaraj de pe loc, două mișcări simultan. Și din zmuncitura aceea m-a trântit pe bordură, corpul, și bordura m-a aruncat sub roți. A trecut primul rând de roți peste membrele inferioare, peste piciorul stâng și piciorul drept, tramvaiul s-a mișcat cu putere, s-au zis niște trosnituri, oasele au pocnit, spuneau cei care se aflau acolo, le-am auzit și eu. M-a întors cu capul în sens invers, iar mâna stângă a căzut inertă pe line și a trecut celălalt rând de roți. Știți cum e? Sigur, ați văzut mulți dintre dumneavoastră filme. Atât am simțit corpul, am simțit cum sângele curge, ploapele se închid și viața pleacă din corp. O căldură și atât. Și unde doream să ajung, mi se părea prea departe. Pe când urma să treacă celălalt rând de roți, sigur, oamenii au alergat, au văzut scena, cineva m-a prins și m-a scos afară, m-a dezmembrat și mai tare și nu știa cum să mă ia de acolo. Într-un final s-au hotărât două persoane, una să mă ia din partea superioară a trupului, aici, de aici pe brațe, și cealaltă să adune resturile și m-au așezat pe bancheta unei dace și la spitalul județean. Am ajuns aici, spuneau medicii, au coborât toți la urgență, nu mai este puls, tensiune, nu mai avem ce să facem. Dar în clipa aceea a apărut un om, un alt, și a spus, în sala de operație, eu conduc echipa de gardă, eu sunt șeful astăzi aici. Dan Maier, nu! Jos pacientul, avea un pacient pe masă, m-a băgat în sala de operație. Am deschis ochii luni după amiază. Eram întins pe un pat la reanimare. Mama, prietenii, ceva frați la biserică, tineri ca mine, ei spun că au fost în salon. Eu nu mi-am amintesc decât de mama. Era salonul plin. Am deschis ochii și m-am uitat de-a lungul corpului și am văzut trei găuri în cerceaf. În partea stângă, partea dreaptă și în partea superioară aici. În acel moment parcă m-am blocat. Tot filmul vieții mi-a trecut prin minte într-o fracțiune de secundă. Și am zis, Doamne, acum am căzut sub nenupăr. Ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât celălalt. Cum să mai ajung la biserică? Cum să mai ajung în străinătate? Cum să mai umblu? Păcar dacă aș fi murit acolo sub roți, așa am scăpat în halul ăsta, uite cum arăt. Cine să se mai uite la mine? Ce tânără! Oh, dacă aveam 40 de ani măcar, aș fi fost căsătorit, un copil, doi, un apartament... Ar fi fost ceva, dar am nimic. Pustia m-a înghițit cu totul. E nupărul, ceracul, am căzut brusc. Ce să mai fac? Cum să mă mai duc? Și nu se poate, Doamne, nu se poate. Nu pot să cred, nu pot și nu pot. Trei zile îmi spuneam nu. Din cele două săptămâni cât am stat la reanimare. Ca să scurtez, am stat o lună și jumătate în spital. Apoi 2 ani acasă, mai mult închis, pentru că nu era cine să mă ducă la baie. Am știut ce mă așteaptă acasă. Mă rugam lui Dumnezeu cu voce tare în mintea mea, în gândul meu. Citeam din Evanghelii, toate Evanghelii la rând, psalmi și proverbele erau ale mele, zi de zi. 2 ani de zile mai cu fața în sus am dormit. Am mai avut alte intervenții chirurgicale, am crescut osul de la tibie, trebuia tăiat. Am mai avut nu știu ce infecție la bontul celălalt. Intram în sala de operație spunând, Doamne, ce folos, mă ia jumătate de om, mă taie, mă aduci în salon, tot nu pot umbla. Numai suferință în zadar. Cât și până unde? Cât mai durează această suferință? Cu ce am greșit? Unde să mă mai duc de acum? Întrebările existențialiste mi-au invadat mintea. Ce va fi cu mine? Pe unde voi îmbătrâni? Cum va fi viața mea la 40 de ani? Da, la 60 de ani. Și apoi spuneam, dar eu nu sunt capabil să ajung până la baie, dar al minteri, să privesc de aici înainte.
Mă uitam la ceasul acela pe masă, 5 minute mi se prea o veșnicie, nu mai treceau. Rugam pe cineva să întoarcă ceasul. Zic, în sfârșit este ora prânzului. Dar când se face seara? Când venea seara, dar când vine noaptea? Când vine noaptea? Când vine dimineața? Nu mai treceau minutele. Totul se oprise în loc. Este cumplit să nu se... Să ai zi de zi aceeași viață, zi de zi aceeași viață, să nu se schimbe nimic. Aveam impresia că nebunesc. Cufundat în gânduri, în disperări, în deznădejde, în zorii unei dimineți, am simțit că această pustie mă acaparează cu totul. După fiecare internare, prietenii, frați s-au împuținat din ce în ce. Au fost din ce în ce mai puțini. M-am simțit tot mai singur, mai slăbit. În fiecare noapte aveam câte două prosoape împrejurul gâtului. Curgeam transpirația, fără să fac nimic, stăteam nemișcat, doar mă tamponam. Alteori intra în cămașă, nu știu, stres, ce-o fi fost, traumatic. Și am zis, Doamne, nu mai rezist. M-am ridicat, m-am tras la marginea patului, am tras și acel cărucior, m-am trât de pe pat pe cărucior, zic, un ultim gând, o ultimă întrebare, o ultimă rugăciune. Să ajung la fereastră. Știu că mulți au rugat pentru mine, cu lumânări, fără lumânări, fiecare în inima și în legea lui. Dumnezeu a primit rugăciunile lor. Toți îmi spuneau că ne rugăm. Dar nu se schimba nimic în viața mea. Unii au spus că ar fi fost mai bine să fi murit. Un medic i-a spus într-o zi mamei mele, ce rost mai are, Doamnă, să trăiască așa. Cred că ar fi fost mai bine să fi murit sub roțile tramvaiului, pentru că băiatul acesta va avea dorințe și dorința va crea frustrare și va arunca după dumneavoastră cu tot ce va apuca. Alții mi-au spus, dacă n-ai venit la Domnul cu mâini și cu picioare, Domnul te aduce așa. Atât de tare m-au durut cuvintele și altele și altele. Mă uitam și spuneam în inima mea, n-aveam curaj să-i spun, ia-mă pe brațele tale și du-mă până la baie, că am mai fost de 3 zile. Mănânc puțin și consum puține lichide, să ajung o dată de 2 ori la baie. N-am ustensile, n-am pe nimeni cine să mai ia pe brațe. E acolo, după colț, baie, 2 metri. Nu am cum, mi se părea mii de kilometri distanță. Este groaznic. Am fost ieri la un prieten în Canada, l-am vizitat la Cristian Tepei, el a rămas în cărucior și el știe ce înseamnă să streglezi sistemele astea, să umbli cu pungi. Noi ne-am înțeles bine. Și m-am tărit. Cu dinții m-am tras, am ajuns pe cărucior, am prins de marginea mesei, apoi de calorifer și am ajuns la fereastră și am deschis fereastra. Am început să plâng și să rog pe Dumnezeu să intervină în viața mea. Am spus, Doamne, nu-ți vei spune ce să faci cu viața mea? Cât de minunată și grozavă să fie, cum să arate? Numai să intervii. Am auzit de minune, am auzit de lucruri mărețe făcute în viața unora și altora. Dar cu mine, cum rămâne? Iată-mă în pustia aceasta. Mi-am adus aminte de experiența lui Ilie pe care am citit-o. Nu mă vezi, nu mă auzi, nu mai pot. Gânduri sinistre îmi invadează mintea. Nu le mai pot face față. Intervină, te rog, dă-mi putere să trec peste ele. Ajută-mă să înțeleg ceva din viața aceasta și din jumătatea aceasta de corp. Plângeam și mă rugam lui Dumnezeu. Nu-mi păsa că m-au vecinii. Am zis, nu mai contează. Am avut impresia că m-am înfipt cu dinți în Dumnezeu, că l-am cuprins cu o mână și jumătate. Am spus, aici te strâng, dar nu te las până nu mă binecuvânta. Cât a durat, n-am mai contat. Mi-am descărcat înainte lui Dumnezeu. Am închis geamul, cât a durat, 2 metri dus întors, dar m-am întors spre pat alt om. Am simțit în inima mea puterea lui Dumnezeu, am simțit pacea lui Dumnezeu pe care doar am auzit-o de la alți. Dumnezeu, am experimentat pacea. Cum o fi aceea pacea lui Dumnezeu? Acum am ajuns să o simt și să o trăiesc. Și începând cu rugăciunea aceea, parcă l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi mie și celorlalți, mai este cineva care mai are vreo părere, care mai spune ceva în dreptul lui, cum va fi viața lui, că nu te vei putea descurca. Păi, ce facem noi, zice, care avem mâini și picioare, de-abia ne descurcăm, dar tu? Mă uitam la cei oameni, așa cum mă uit eu la dumneavoastră, îmi spuneau aceste lucruri fără să gând, nu știu, parcă nu mă vedeau că sunt în fața lor, pe acel cărucior, o jumătate de om. Nu știu ce era în mintea lor. Și acum Dumnezeu a spus, eu vreau să am ultimul cuvânt. Vreau să creezi viața în pustie.
Vreau să fac din pustietatea vieții tale și din lipsurile pe care le-ai avut o viață binecuvântată. Și l-am întrebat, cum? Și a spus, doar trebuie să ai credință. Iar inima mea a vorbit, cum? Și mi-a fost teamă să mai insist. Știi de ce? Știți de ce? A mai spus unul când Samaria a fost împresurată de 30, o coaliție de 32 de împărați. Mâine la ceasul acesta veți mânca, economia va cădea și veți mânca gratis. Dacă până atunci se mânca unul pe celălalt, dăm pe fiul tău să-l mâncăm și mâine, că astăzi l-am mâncat pe fiul meu, îi spunea cineva împăratului. Și slujitorul împăratului zice, cum se va face lucrul acesta? Necredincios, ce lasă, vei vedea, tu nu vei mânca și ceilalți vor mânca. Și mi-am adus aminte atunci să mă opresc doar la o singură întrebare, nu la mai multe. Cum? Ai credință, mergi doar mai departe și vei vedea. Și îmi zic, Doamne, atât. Și începând cu rugăciunea aceea, 5 minute, vreau să închei, nu vreau, chiar închei. Dumnezeu a făcut prima minune în viața mea. Ascultați, iubiți credincioși, stimați musafiri, dragi tinere și tinere, nu ai un om călăuzit de puterea Duhului lui Dumnezeu care i-a luat inima în stăpânire și i-a spus, te duci la băiatul acela și îndeplinește lucrarea. Prima minune, eram pe cărucior, dar la scurt timp după acea rugăciune, nu eram cum sunt astăzi pe proteze. Soția mea, o fată, Cristina, în ultima clipă s-a alăturat unui grup de prieteni comuni care a dorit să mă viziteze. A intrat cu ei în casă la mine și de atunci a rămas mai bine de 23 de ani în casa mea și în inima mea. O fată cu mâini și cu picioare. O fată care este perfect validă, nu are absolut nimic. O fată care a văzut prin puterea Duhului Dumnezeu dincolo de cărucior, un creier sănătos, un om împăcat cu Dumnezeu și cu viața care dorește să meargă mai departe. Un om care n-a văzut cu roțile căruciorului frân nimic din toate acestea. Când au aflat părinții ei ce se întâmplă, i-au pus în mișcare pe toți frații din diferite orașe ale țării și au venit cu mașini, cu trenuri, la unchiul la care stătea, consiliul familial. Au venit, sfat familial. Ce se întâmplă cu blestemul acesta? Cu ce am greșit noi de s-a bătut un blestem asupra noastră? Cristina cu Costel. Ce-o fi găsit ea la el și noi nu știm? Au chemat o fată. Spune-ne un lucru măcar. Ce vezi tu și noi nu vedem? Nu vezi că nu are? Da, zice, dar voi vedeți lucrul acesta? Eu nu văd. Cum adică nu vezi? Ce nu știu, dar trebuie să fac lucrul acesta. Și o fac din toată inima și cu toată dragostea. Colegii de serviciu, colegii de zonă unde locuia, o lume întreagă, toți de la mic la mare, că am întrebat ulterior, dar n-a fost unul, măcar o persoană din neamul tău, din rudenile tale, să spună, fată, du-te înainte dacă îl iubești. Nu, zice, niciunul. Fată, dacă vor ieși copiii ca el, alții, nu vei mai avea viața ta, trebuie să-l cari în spate, te vei cocoșa. Scenarii apocaliptice. Și au trecut 23 de ani și nimic nu s-a întâmplat. Absolut nimic. Dacă veniți la mine acasă, întrerupătoarele sunt la locul lor. Dacă veniți la mine acasă, nimic nu scârție. Am tot ce-mi trebuie. Am montat o priză, o baterie de ghivetă, o scurge, absolut totul. Am obiecte de urgență în debara și cele pentru mai grave, jos la subsolul, la partea mea mai am o cămară. Împreună avem doi băieți, pe David și Alexandru. David, 18 ani, student. Alexandru, mulțumesc la fel, 12 ani. Unde sunt acele scenarii? Când Dumnezeu te caută în pustie? Când te predai în mâna lui Dumnezeu? Când nu mai insiști acolo că vrei să mor? Spui, Doamne, am înțeles mesajul tău. Fă din pustietatea vieții mele un elim. Adu apă, adu izvoare aici. Apoi Dumnezeu face. Că omul nu este în stare. În pustie este moarte, este deșert. Nu te așteaptă nimic acolo. Da? În 96 Dumnezeu m-a cercetat într-un mod extraordinar. După ce am fost mire, am avut mireasă, am primit apartamentul unde stau. Este o altă minune a lui Dumnezeu, că nu mai știam unde să umblu și ce să fac. Luni aveam ultimatum să părăsesc locuința unde stau și vineri mi-am dus prin credință în audiență fără să fiu înscris, fără ordine. Am zis, gata, mă dau afară. Ce bine că ați venit! Da, mă rog, cum a lucrat Dumnezeu... Este o altă experiență. M-am mutat, nu vreau să consum timpul. Și în seara aceea, iar m-a cercetat Dumnezeu personal
Mi-a spus ce să fac, cum să fac, am sărit de pe scaun, m-am dus în dormitor, mi-am luat Biblia, am șters-o de praf și atunci am spus, da, praful de pe Biblia mea mă va face praf. M-am așezat la masă și în continuare am ascultat pas cu pas ce mi-a spus Dumnezeu în inima mea. Să fac asta, să o cercetez cu tare, cu tare, cu tare lucru. Mi le-am notat și pe o agenda. Și după ce am cercetat totul, mai lipsea un singur lucru. Mi-era teamă să-mi păcătuiesc. Și am citit din Scriptură tot ce puteam și cât puteam și alte cărți. Nu cumva să greșesc. Dacă greșesc, nu mai sunt mântuit. 7 ani am stat în starea aceasta, până într-o zi, când am cumpărat un obiect, nu se potrivea, am chemat pe cineva, el a venit, un slujitor al lui Dumnezeu, m-am rămas surprins să-l văd îmbrăcat la costum și la cravată, ia acel box mare în spinare, îl aducem și spune, vrei să te mai duc undeva? Zic eu, ia. Am intrat în mașină și am simțit că pot să-i spun ce am pe inimă. Zic, uite, asta, Dumnezeu m-a cercetat, mi-a vorbit, am făcut studiile biblice, dar uite, mi-e teamă să-mi păcătuiesc. Și de atunci tot citesc în disperare și încă nu mă simt mântuit, încă nu simt să fac pasul acesta. Ce se întâmplă? S-a repezit pe bord în partea dreaptă unde eram eu, a luat Biblia și a deschis-o la 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1 și 2. Copilașilor vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. În acel moment am simțit eliberarea. Pe loc, instantaneu. Și săptămâna următoare am fost botezat. Apoi și soția mea, sper că și copiii mei, iar la 30 de ani, dragi tineri și nu numai, m-am înscris la liceu. Dacă aveți o dorință, dacă vreți să vă îndepliniți un obiectiv al vieții, nu este un lucru rău, păcătos. Dumnezeu ne-a lăsat aici să trăim frumos, să fim cap și nu coadă. Nu dați ascultare și crezare șaptelor îngerilor neputinței care vă vin și spun, a, te-ai găsit-o acum, nu mai are niciun rost, nu contează, este prea târziu. Îndeplinește-ți visul, crede în Dumnezeu, crede în tine, crede în ceea ce crezi că poți să faci și nu te descuraja. Este greu să încerci să pierzi, dar este mult mai greu să nu fii încercat niciodată să reușești. Atunci când dai înapoi, niciodată nu poți ști unde ai fi putut ajunge. Și la 30 de ani m-am dus și m-am înscris la liceu teologic pentru că o să ajung în Timișoara. Primele zile când am auzit a noua în clasă, ce credeți? Că am fost plin de fericire? Îngerii neputinței aici veneau și încântau la urechea. Așa, nu, un cor întreg zice, nu, nu ți-e rușine. Vă spun ce era în mintea mea. La 30 de ani, uite ce tineri sunt aici. Spune, mai dreptate, de mâine nu mai vin. Eram pierdut cu mintea, doamna dicta acolo și îmi spuneam, de mâine nu mai vin, ce rușine. 5 ani, când o să trec? Am simțit un an în plus ca o pedeapsă. Ei, acum sunt mândru, am 5 ani de liceu, nu 4. Da? Cum se face în România. Și după a doua zi mă rugam lui Dumnezeu și o luam de la capă. Și așa a trecut zi de zi, 5 ani și am plâns de fericire că am avut acea diplomă. Pentru că social nu ai loc pe nicăieri. Și apoi am urmat un pas mai departe, facultate, master și acum am avut câteva formări. Iată-mă aici. O spun ca o încurajare. Mi-am lăsat mistria, mi-am lăsat canciocul la obiectele de tencuit și m-am legat la cursuri. Povestea Naiului s-a născut dintr-un complex, tot așa am făcut școala de artă populare, iar după ce am ieșit în apa botezului, următoarea săptămână, stăteam cu coatele pe bancă și atât am spus lui Dumnezeu în mintea mea, nu vreau să îmbătrânesc aici, uzându-mi haina la coate. Trimite-mă oriunde, Doamne. Nu spun fet, niciodată n-am spus Dumnezeu unde și cum, doar să mă trimită, oriunde îmi spune în lucrare. Și uneori îmi spun, Doamne, e prea mult, mă simt copleșit, obosit. Și atunci Dumnezeu îmi spune, păi nu, asta ai cerut atunci. Și eu spun, da, Doamne. Și iată că dintr-o jumătate de om care se târe pe jos, Dumnezeu a făcut un enim, a făcut o pustie, mi-a credințat o lucrare, mi-a credințat ceva, să fac ceva cu trupul acesta, cu viața aceasta. A găsit ceva bun, dar al minteri în dumneavoastră. Nu este nevoie să ne se întâmple ceva tragic să lăudăm pe Dumnezeu. Voi aveți motive mult mai mari și mai întemeiate să lăudați pe Dumnezeu decât mine. Nu este invers, pentru că voi încă nu sunteți în situația aceasta. N-ați trecut pe aici, chiar nu este necesar. Binecuvântați-L pe Dumnezeu în fiecare zi, că aveți mâini, îmbrățișați cu ele, când puteți și tot ce puteți. Alergați cu picioarele valide și duceți Evanghelia, faceți o vizită, faceți lucruri frumoase. Că până la urmă cu asta rămânem. Astea merg înaintea noastră, în ceruri, iubiții mei, le trimitem înainte. Acum, la final, un singur lucru mai aștept.
revenirea Domnului Iisus Hristos în glorie și slavă. Această făgăduință este relatată în Scriptură de 1846 de ori. Până atunci, așa îmi duc viața, cu bucurie și cu fericire. Ce va fi mâine? Nu știu. Am suficiente experiențe cu Dumnezeu ca să știu cine este și în cine să-mi pun încrederea. Nu știu ce va fi mâine. Pot să cad pe că am mai căzut și mi-am dislocat umărul. Am mai avut alte accidente, am mai avut alte pierderi, tragedii. Împreună cu Dumnezeu le-am trecut. De unde această putere? Din această făgăduință a revenirii Domnului Iisus Hristos. În această speranță care ne dă putere să rezistăm în fiecare zi. Ne înalță, ne ridică dincolo de probleme să trecem prin ele. Dragii mei, zic ca Dumnezeului nostru să fie slava, să fie gloria, să fie cinstea, iar a noastră să fie mântuirea la care am fost cu toții chemați. Nu vă deznădăjduiți, nu vă descurajați. Dumnezeu vă caută în pustie. Dumnezeu știe de ce aveți nevoie. Dumnezeu transformă pustia inimii noastre, a vieții noastre spirituale, a sufletului nostru într-un elim. Dați-i voie să facă lucrul acesta. Ce va face? Există viață în pustie. Nu dezarmați, oricât de crunt ar fi lupta, nu vă descurajați. Eu vreau să mai cânt la finalul un cântecel și pe fondul cântecelului vreau să urmăriți ca parte finală, nu pe mine, să vedeți totuși minunea lui Dumnezeu, de unde am fost și ce mi-a trecut prin minte în timp ce am ajuns aici. Un copil care căuta în gunoi și pe stradă, am ajuns în America. Dintr-un om fără familie, un copil fără familie, m-a abandonat să am familie. Dintr-un om care n-are pe nimeni acum să aibă familie, să aibă familie lărgită, că Biserica lui Dumnezeu este mare har și mare minune lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare minune, transformarea inimii omului. Și să vedeți că totuși Dumnezeu m-a găsit bun la ceva și a pus în mine bunătatea sa și a pus în mine puterea de care am nevoie să pot să-L reprezint atât cât pot și cât știu pe acest pământ. Sunt câteva secvențe din viața de zi cu zi, începând de la spital și până, o să vedeți acolo pe soția mea, o să vedeți băieții mei și o să vedeți secvențe din diferite activități ale vieții. Iubiți pe Dumnezeu, iubiți viața veșnică, iubiți-vă pe voi, cum spune Iisus Hristos, și pe aproapele vostru ca pe voi înșiva, iubiți-vă unul pe altul și haideți să ne bucurăm de viața aceasta. Haideți să așteptăm cu bucurie în inimile noastre pe Iisus Hristos. Credeți că este posibil, crede în lucrul acesta. Și veți vedea că viața aici pe pământ, până o vom primi pe cea viitoare, va fi altfel.
Amin. Gloria Domnului.